Povestea plastelinei. A fost cândva un om sărman pe nume Petrica. Acesta dorea să-și găsească un loc de muncă pentru a putea să-și întrețină familia. Tot umblând el din casă în casă, află că în satul său se organizează un concurs de sculptură, în urma căruia câștigătorul primește un premiu consistent. Petrica, fiind meșter mare și ambițios, se gândi că i-ar prinde bine niște bănuți, chiar dacă aceștia nu sunt câștigați datorită unui concurs. Zis și făcut, meșterul nostru se înscrie în concurs. Pentru că aude prin sat că fiecare participant la concurs trebuie să își aducă singur materialele pe care le folosește, Petrica se gândi să își facă rost de un material care să fie cât mai rezistent și cât mai ușor de utilizat. Așa ajunge Petrica să amestece mai multe produse pe care le foloseau sculptorii și obține un produs pe care l-a numit simplu plastelină. În ziua concursului, o zi tare mohorâtă și rece, toți meșterii își duc materialele la concurs și încep să facă fel de fel de figurine. Dar nimeni nu a reușit să ducă munca la bun sfârșit, doar Petrica a reușit să își finalizeze lucrarea. Acum, toată lumea se minuna cum Petrica, un țăran de care nu a auzit nimeni, a reușit să facă o figurină care să nu se strice din cauza ploii și a înghețului, iar ceilalți meșteri nu au reușit această performanță. Noul material i-a adus lui Petrica multă faimă, iar așa i s-a dus vorba prin sat și prin împărății că el a reușit să compună un material care să reziste la frig și la ploaie. Nu trecu mult timp și lumea a început să bată la poarta lui Petrica. Toți meșterii veneau acum la Petrica să-i ceară plastelină pentru a putea confecționa fel de fel de figurine. Într-o zi, nevasta lui Petrica i-a spus: „Măi, bărbate, hai să deschidem noi o tarabă în care se expune figurine de ale tale din plastelină, dar să vină și plastelină.” Și așa, stând ei de povești, se hotărăsc să își deschidă o tarabă în piața din sat, unde meșterul nostru să își poată vinde plastelina. Afacerea a mers din primul moment, însă mulți meșteri își aduceau copiii cu ei la piață, iar aceștia doreau să se joace și ei cu plastelină. Atunci îi veni o idee și mai năstrușnică lui Petrica. S-a gândit el ce s-a gândit și la un moment dat a zis că cea mai bună soluție pentru afacerea lui ar fi să facă plastelina în așa fel încât să-i atragă și mai tare pe copii. Se duce la casă și începe să amestece fel de fel de culori cu plastelină. Așa a făcut o plastelină de diverse culori și miros plăcut, moale și pufoasă, special creată pentru copii. A doua zi s-a dus la piață cu noul produs. Nu trecu mult timp și toți copiii erau adunați la taraba lui. Atâta vâlvă s-a făcut pentru această plastelină, încât toată lumea a auzit de meșterul Petrica. Acum, toată lumea avea acasă câte o cutiuță de plastelină, iar meșterul Petrica era încântat de descoperirea sa. După mult timp, Petrica le-a lăsat afacerea urmașilor săi și tot așa, din tată în fiu, am ajuns să folosim și în zilele noastre plastelina. Ce ziceți, copii? Vouă vă place plastelina?